băi, 1, 2 sau 3, punct. Nu că am vrea să vă aducem la cunoștință, dar cum ar... De fiecare dată când crezi că ai făcut un lucru bun, există un chinez care știe să facă asta de 100 de ori mai bine ca tine. Există riscul să regreți la un moment dat că la timpul potrivit n-ai făcut lucrurile potrivite sau din contra, ai făcut altceva decât ar fi trebuit să faci. Finlanda a fost punctul de cotitură în viața mea artistică, dacă pot așa să o numesc. Deci pornește la premiza că omul nu este obligat să-ți ofere nimic, niciodată, nici când, sub nicio formă, sub niciun mod. Că nu neapărat trebuie să spui unui om pe care îl iubești, că îl iubești, că el asta să înțeleagă. Asta pur și simplu se simte. Salutare! Sunt Vlaicu Bunduchi și vorbim la 1 noapte. Eu nu știu ce fac, dar ceea ce știu sigur că eu urmez un soi de activitate care mie mi-aduce satisfacție. Pentru că activitatea mea nu se rezumă la 1, 2, 3, dar ea cumva se completează în timp ce fac anumite lucruri. Adică pot, de exemplu, să mă apuc de filmare și eu îmi dau seama că filmarea nu este suficientă. Trebuie să mă învăț să pun lumina sau trebuie să studiez modul în care să faci o compoziție mai specială. Și mai scurt, asta nu se rezumă doar la, știi, tipa, ai pus camera și la revedere. Cel puțin eu îmi dau seama că în Moldova și, de fapt, în țările în care munca omului nu este foarte bine apreciată, adică pentru un singur skill care el îl face cap-coadă super bine, atunci tu pur și simplu trebuie să lupți și lupta asta de fapt e pentru manifestare în direcții multilaterale. Eu nu știu dacă sunt în stare să recomand ceva cuiva, adică aici e strict legat de personalitate și adică eu nu cred că există un job pe care îl poți face bine fără ca să-ți aducă asta satisfacție. Pentru că, de regulă, niciun lucru care nu-ți aduce satisfacție nu-i făcut bine. Sau cel puțin nu-i făcut sincer, dar lucrurile făcute fără sinceritate cumva rămân a fi foarte vagi, ambigui și lipsite de esență. Banii te motivează până într-un punct. Și întrebarea e dacă tu, în timp, ești gata să plătești cu altceva în favoarea banilor. Eu nu zic banii sunt importanță, adică stimulul financiar, el își aduce roadele, mă rog, pe termen scurt sau pe termen mediu. Dar eu la un moment dat mi-am dat seama că eu nu vreau să ajung la 50 de ani și să-mi dau seama că eu am trăit cumva limitându-mi satisfacția interioară. Eu foarte multe lucruri pe care le fac, inclusiv acum, strict din pasiunea pe care eu am și sunt gata cumva să se jertfiesc până într-un punct, hai să spunem, cu satisfacția financiară, dar știind că mie chestia asta să-mi aduc cel puțin dividende personale, adică am satisfacție, îmi creez un portofoliu, cunosc anumite persoane, diversific domeniul de activitate sau activitățile din cadrul domeniului de activitate. Dar asta e un lucru foarte complicat pentru că eu devin un soi de dirijor al propriilor dorințe și deseori dirijorii fii mor de foame dacă nu reușesc să manifeste așa încât cumva feedback-ul să vină din partea oamenilor sau a publicului. Eu mereu am fost adeptul ideii că aprecierea vine cumva lucru vorbește de la sine. Adică nu trebuie eu să mă impun sau să încerc să mă promovez sau să încerc să demonstrez ceva cuiva ca ei să-mi ofere această recunoștință. Eu mă gândeam că, și cred că în continuare mă gândesc la faptul că dacă tu, prin munca pe care o faci, oferi un context și oamenii care au nevoie de anumite lucruri știu să caute punctat cine a făcut un lucru, cine a scris următoarele chestii sau cine a produs, oricum te găsească. Dar bine, statistica arată că pe oameni cam nu prea interesează treaba asta, cel puțin la noi. Eu am avut o experiență faină cât am învățat în Finlanda, că făceam fotografii, nu știu pe unde le mai postam și la un moment dat m-a contactat arhitectul principal al campusului în care noi învățam și el a zis că hai, te rog, fă-mi niște fotografii cu campusul așa cum le vezi tu și eu ți-l cumpăr. Și atunci a fost cumva primul câștig gen ok, din fotografii atâta timp cât am fost student. Și nu din muncă, să zicem, din nunți sau evenimente sau lucrurile astea super obișnuite pentru cei din breasla de creatori, de conținut vizual.
Și atunci mi-am dat seama că, ok, omul care vrea caută. Adică, iarăși, oamenii noștri sau o bună parte din piața noastră, de fapt, caută persoane care să le rezolve problemele. Și aici este, cumva, limita asta e foarte, foarte fină dintre a rezolva problemele și a vrea să, nu știu, să aduci un suflu nou activității tale sau a business-ului sau nu contează. Nu e în zadar atâta timp cât tu găsești de ce faci chestia asta. Bine, eu cumva, eu mi-am dat seama că, în scurt, există un fel de motoraș interior care te poartă în fiecare zi prin fel de fel de activități pe care le faci. Dacă nu există acest motoraș, există alte motive, da? Cum spuneai și tu, banii sau, nu știu, că vrei să ajuți pe cineva. Că fiecare cumva își găsește rostul de sine stătător. De ce? Da, cumva da. Eu m-am gândit mult de ce eu fac anumite lucruri și dacă le fac bine sau nu le fac bine. Dar eu îmi dau seama că pe mine asta mai cel puțin îmi dă energie și dacă doar energie mi-oferă, pentru mine asta e suficient. Că multe chestii nu mă satisfac. Bine, părinții mei sunt jurnaliști și eu am crescut cumva în radio. Eu mereu am fost înconjurat de oameni pasionați de ceea ce fac, indiferent că erau ingineri de sunet sau erau prezentatori sau prezentatori de știri. Și eu de atunci, dacă stau așa un pic să sep în amintiri, îmi dau seama că pe mine atunci deja mă intriga ce se întâmplă în spate, adică existau niște procese, existau niște un soi de lanță activităților, da? Pentru că a produce o emisiune de radio, evident, conține niște elemente și elementele astea toate îmi păreau interesante. Bine, poate mai puțin crearea de scenariu, pentru că nu-mi dădeam seama ce vreau, da? Sau ce aș vrea eu să vorbesc la radio, dar mi-mi plăcea procesul. Adică mi-am dat seama că cel puțin mi-mi place echipamentul. Cred că prin clasa 6 sau a 7, tata cumva mi-a zis că hai, gândește cam ce vrei să faci. Și sugestia lui a zis ar fi limbile străine, să devin traducător sau translator sau... Bine, și atunci acum e o muncă bine plătită și o muncă destul de căutată, pentru că așa sau altfel parteneriatele și diplomația va exista oricum. Și mereu există oameni care nu cunosc o anumită limbă și alții care o cunosc și evident că trebuie să existe această punte dintre, de comunicare. Eu prin clasa 9 mă gândeam că vreau să mă duc să devin bucătar, nu știu de ce. Gen, nu crea disconfort acest gând și am zis că poate să mă duc. Bine, oricum mai mie mi-a stat să rămân la liceu, să nu mă duc la colegiul de culinărie. Și am fost la o tabără de vară, de voluntariat. Și erau mai multe workshop-uri cu experți internaționali. Și unul din workshop-uri a fost de fotografie și am făcut, nu mai țin minte cum îl chema pe profesorul de acolo, dar a creat o cameră obscură. Camera obscură, de fapt, este baza aparatului de fotografiat. Adică dacă noi avem o cameră în care nu îi pătrunde lumină și avem un geam, de exemplu, și dacă în geam faci o gaură mică, pe partea laterală a geamului se proiectează imaginea de după geam întoarsă, da. Și evident, chestia asta pe mine m-a fascinat. Și de acolo a pornit tot. Adică de acolo deja am început să caut universitate, anume de fotografie sau facultate de fotografie în cadrul unei universități de arte. Am încercat să ajung în state, adică am scris câteva instituții din Statele Unite, dar studiile erau foarte scumpe, erau ceva gen 60-80 de mii de dolari pe an, fără cărți, fără cămin, doar studiile propriu-zis. Am încercat să văd dacă pot aplica la un soi de grant, scholarship și au zis că poți să iei doar credit, dar trebuie să fii cetățean a Statelor Unite și am zis că mulțumesc, m-ați ajutat. Eu am aplicat în Moldova, eu am intrat la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, la producție, că eu n-am vrut să fac regie, am vrut să merg pe partea tehnică, am vrut mai mult operatorii, dar mai aproape de operatorii era producție decât regia. Și în paralel am aplicat în România la Iași și la Cluj. La Cluj n-am intrat, că nu știu de ce n-am intrat, am intrat la Iași. Dar a fost bine, adică cumva modul în care s-au aranjat stelele, astrele, chiar mi-au prins tare, tare bine. Eu am aplicat la Erasmus,
chiar în anul întâi de facultate, am aplicat la Erasmus pentru următorul an și din multe opțiuni pe care le-am avut, am zis că de-a s-o aleg cea mai nepopulară în rândul studenților, pentru că țările nordice sunt super scumpe. Pentru toți același, aceeași bursă, da, fie 450, fie 500 de euro, în dependență de țara pe care o alegi. Eu achitam chiria în primul semestru, pentru că eu în primul semestru am locuit într-un soi de apartament pentru studenți, nu cămin, dar un soi de apartament pentru studenți și era ceva gen 340 sau 360 de euro pe lună. Și în semestrul al doilea am hotărât să mă mut la un apartament cu un coleg. Apartamentul era ceva gen 450 de euro și cum am împărțit la doi era mai hăroșa izdelcă. Și ne-am mutat și el peste o zi a plecat și a zis că soare, that's it. Și am rămas în gril cumva. Da, a fost o experiență de viață specifică. Eu m-am simțit cumva, Finlandul a fost punctul de cotitură în viața mea artistică, dacă pot așa să o numesc. Eu atunci mi-am dat seama despre semnificația și importanța luminii. Nu știu de ce Finlanda, poate pentru că am stat tot anul și o bună parte din an era super întuneric. Și dorința de lumină cumva a trezit în mine că este aleac. Hai să analizez cum se comportă soarele pe cer, cum se comportă umbrele. Dar Finlanda este cu adevărat wow. Eu deci nu știu cum se compară, adică la nivel de facultate. Eu știu să compar cu România, știu să compar cu Cehia, pentru că eu la master am fost și aproape un an în Cehia. Finlanda oferă libertate controlată. Asta înseamnă că profesorul, sistemul îți oferă ție o bază, îți creează toate condițiile de a... îți generează curiozitate și îți oferă baza teoretică de la care îți pornești. Și tu mai departe începi singur el să sapi în problemă, să descoperi care sunt problemele, să descoperi care ar fi soluțiile și la final vii cu un rezultat. Adică să vii fără rezultat nu este posibil. Și de ce ziceam că oferă tot suportul teoretic și nu doar teoretic? De exemplu, orice student avea acces la universitate, avea magnețel la ușă, oricând vrei tu, vrei noaptea, vrei ziua, vrei sâmbătă, vrei duminică, oricând. Acces la computere, la echipament, la tot ce vrei. Adică eu cumva, tot ce se oferea unui student în Finlanda, eu iarăși raportam la natura și originea mea, da? De ce o universitate, iar încredința mașina universității, unui student Erasmus din Moldova, pentru o săptămână, de exemplu. Că el se duc să fotografieze și trebuie lui să fotografieze. Cu benzina achitată, cu însigurarea achitată, cu totul achitat. Deci fii bun și iscălește-te că tu ai luat în primire și iscălește-te că tu ai adus mașina înapoi. Și pentru mine asta a fost așa ca o palmă după ceafă. Că în România tu trebuie să-l rogi pe profesor, el să te iei de față ca tu să folosești un obiectiv. What? Adică tu cum vrei să-i faci pe oameni să simte liber, să experimenteze, să greșească, să... Dar urmă urmă îi pune, fă-i asigurare la tot echipamentul și doar fix în cot de el mai scapă. Este fix așa ca la grădiniță, știi? Ai venit, te-ai așezat aici, ai zis poezia în colțul și ăla, ai scris, ai... Nu, asta nu lucrează. Adică finlandezii oferă, de fapt, oamenilor, copiilor, libertatea de a greși. Bine, taxarea iarăși, taxarea nu înseamnă palmul la fund sau la șafă, adică taxarea e până la urmă iarăși capacitatea copilului de a înțelege ce a făcut greșit și dacă pune mâna unde nu trebuie, nu-i tare bine, da, el înțelege propria lui piele și probabilitatea el să mai facă asta două oară e mică, decât tu pur și simplu să-i interzici de teama că, dar nu cumva, nu trebuie să fii overprotective. Indiferent de cine ești tu în raport cu statul sau cu universitatea sau cu... Pentru că asta nu duce la nimic. Asta pur și simplu te inhibă ca personalitate, ca oricine și tu, într-un final, tu nu ești în stare să iei decizii. Eu am vrut să rămân în Finlanda, adică după primul semestru, că eu inițial am aplicat pentru primul semestru și mi-a plăcut și eu am extins pentru al doilea semestru. Adică eu trebuia iarăși să discut cu toți profesorii din România, să discut cu secretariatul, să discut cu ăștia din Finlanda dacă mă acceptă, dacă îi văd motiv, dacă văd sens să continui și toți au acceptat și am rămas pentru al doilea semestru. Dar am vrut cumva să mă transfer complet în Finlanda.
asta era complicat, eu trebuia să repet ani, pentru că Universitatea din Finlanda, cel puțin atunci, făcea aplicări din 2 în 2 ani. Întreținerea unui student la arte era destul de costisitor din punct de vedere a banilor și ei nu își permiteau în fiecare an să ia studenți. Da, și la un moment dat am zis ok. Până la urmă aveam deja 2 ani finisați, mai era anul al treilea și prezentarea licenței și mă gândeam că poate revin la master. Dar am rămas la master tot în România. În Finlanda e o țară tare bună pentru pensii. E super calm, e foarte liniștit, ea nu te provoacă să-ți rupi capul, știi? Da, e super safe și bine, e cam răcoare. E frumos. E frumos, este Moș Crăciun. E o țară care are ce să-ți oferi. De fapt, țările nordice au ce oferi. Întrebarea dacă tu ești gata să accepti regulile lor de joc. Să plătești impozite substanțiale. Eu nu știu exact cât e, dar știu că, de exemplu, pentru amenzile cumva se raportează la venitul pe care tu l-ai. Adică, de exemplu, un student poate achita, nu știu, cel puțin asta era cu aproape 10 ani deja, amenda maximă pe care putea să o achite pentru că a încălcat regulile de circulație era ceva gen 500 de euro. Regulile de conduită, adică să ai respect pentru cei din jur. Adică aparent niște reguli care ar trebui să fie valabile pentru oricine și oriunde. Că nu te puși tu să faci gălăgii de dacă vrei tu să faci gălăgii, ori să asculti muzică tare, ori acolo nimeni nu vine la tine, hai te rog de muzică, mă încet, acolo imediat sună poliția. Adică acolo nu prea există cum, nici nu știu cum să-ți explic aceasta, hai eu pe tine să te înțeleg și am să mă duc la tine și să mă milojesc în fața ta ca tu să, de fapt să respecti spațiul intim a tuturor. Și acolo pur și simplu se apelează la a treia parte, adică la partea terță, la poliție. Și poliția vine și te roagă. Sau nu te roagă, dar te amenează. Acolo poliția face anumite mișcări în direcția asta, adică poliția are emisiuni la postul public de televiziune în care e un fel de reality show în care ei se duc acolo, rezolvă anumite chestii. Da, ei încearcă să creeze această legătură cu cetățenii. Dar ei și oferă încredere. Bine, foarte des acolo, bine, cred cel mai des și se întâmplă că oamenii beau lecuțic mai mult decât trebuie și fac o lecuțic de sabantui și probleme, dar ceea ce faci poliția e pur și simplu ea, îi duce la secretariat, îi culcă într-o cameră unde e încălzit, tot e curățel, tot e bine, până ăștia își revin în fire și îl trimite acasă. Eventual îmi pune amendă dacă este cazul. Dar nu îl bagă, știi, gen, în celulă, stai în frig. Finlanda și-a declarat independența în același an ca și România. Noi suntem, nu știu, la vreo 20-30 de ani distanță de România. Dar Finlanda de România, eu cred că la vreo 50. Nu văd, eu cred că așa nu trebuie de plusat, eu cred că trebuie de multiplicat ani. E tot ține foarte mult de psihologia masei, de modul în care unul se comportă și ce fel de atitudine are unul față de celălalt. Eu nu cred că aici statul poate ceva să facă. Statul e un soi de mediator exact a comunicării dintre ei sau a bunii desfășurări. Alții îți oferă cumva tools-urile și tu le aplici, dar modul în care tu le aplici, atâi și e problemuța. Tu nu poți ceri cultură de la om dacă el nu înțelege care este rolul ei. Adică, de ce ar trebui de citit cărți? Sau de ce ar trebui de dus și de văzut un spectacol? De ce ar trebui de văzut un film bun? Fiecare om trebuie să găsească pentru dânsul răspuns la această întrebare. Eu cred că noi la un moment dat am devenit foarte confortabili în a trăi într-un soi de realitate confortabilă și nu am vrut să ne extindem o lecuțic viziunile și perspectivele asupra a ceea ce ne înconjoară, de fapt. Probabil noi am fost confortabili într-un soi de, nu știu, stare de putere pe multe fronturi, în multe domenii. Sunt mulți oameni care citesc foarte multe chestii proaste, care nu neapărat îl dezvoltă sau nu neapărat îi oferă această nouă perspectivă. Eu n-am idee care este formula de a stârni curiozitatea, de a afla mai mult. Asta e un lucru într-atât de individual și asta e într-atât de greu de descoperit. Și presupun că, atât de exemplu, dacă revenim la Finlanda, ei oferă niște pârghii sau statul oferă niște pârghii ca cei mici să vadă în timp ce îi pasionează. Iată, imaginează-ți între gimnaziu și universitate,
ei au niște instituții de învățământ. Eu nu știu exact cum ele se numesc, dar ele sunt un soi de instituții de învățământ de a descoperi vocația sau vocaționale. Adică tu ai o mare de activități, o mare de obiecte pe care le studiezi și care le încerci și vezi ce îți place mai mult. Și în dependență de asta, în 2 ani cam îți dai seama cam ce îți place. Îți place artele sau îți place, nu știu, ingineria sau... Și asta e fain. E fain când tu ai din ce alege și îți oferă posibilitatea de a alege. La noi, și eu mă confrunt chestia asta în Moldova foarte, foarte mult, indiferent de domeniu, că noi nu prea avem din ce alege. Adică noi cam ne limităm la ceea ce este și cam atâta tot. Indiferent că e vorba de echipament de studio sau e vorba de cursuri sau e vorba de cărți. Și eu vorbesc bine acum la niște lucruri foarte de bază. Adică dacă mi-e trebuie să-mi cumpăr o cameră, eu trebuie să mă duc în România pentru că ea Moldova fie nu-i, fie pur și simplu nu există public pentru și necesitate. Adică eu cumva înțeleg pe antreprenori de ce ei nu aduc anumite echipamente la noi, pentru că cine se cumpere? 3 oameni? Eu și încă 2 care poate au nevoie, știi? Poate, exact, acest poate. Și evident că taxele sunt mari pentru că marjele cresc și tot așa. E mult zis piață. Adică mi-mi pare că piața este cel puțin în România, în care tu, de exemplu, cauți, ai un domeniu care te interesează, să zicem, mașinile. Și tu cauți canale, de exemplu, pe YouTube, despre review-uri, despre mașini. Și tu intri în România și acolo, de exemplu, sunt 15 sau 20. Și tu intri în Moldova și aici sunt 3. E piață? Da. E mică? Da. Ai din ce alegi? Nu știu. Așa că, prin raport, da, cred că fac diferența. La scară mai largă e cam complicat de analizat. Este conținut pe care noi îl merităm 100%. Nici mai mult, nici mai puțin, pentru că noi dacă am vrea un alt tip de conținut și ar exista cerere, cu siguranță l-ar apărea. Pentru creatorii de conținut, ei urmăresc ce se întâmplă în alte piețe, urmăresc statistici, își dau seama cam ce vor oamenii, cam ce o să împuște în statistici. Prinde mult ceea ce se arată la TV, adică așa sau altfel, televizorul încă este un catalizator important de conținut și oamenii caută extra în YouTube. Tipa să ne uităm o lecuțică și după cuprins, știi? Cumva tu te-ai uitat la televizor, ai văzut, aha, interesant, dar ce se mai întâmplă și în spatele camerelor de luat vederi? Bine, cumva televiziunea ca televiziune, mai poți mai privi niște analize, de exemplu, sau dacă te interesează politica. Dar eu duc mare problemă cu partea de radio. Adică eu, efectiv, la posturile de radio, în afară de cel public, eu nu prea am unde să ascult o emisiune bună. Noroc de Radio Europa Liberă, dacă sincer, pentru că eu acum podcasturi și eu le ascult cu mare, mare satisfacție, da. Adică, în sfârșit, pot să ascult cum vorbește lumea. Adică, de fapt, radio este bine să vorbească, dar la noi el mai mult cântă. Dar eu și în Apple Music pot să ascult ce și vreau eu, fără ca să... Eu aștept interacțiunea umană, adică eu asta vreau, dar ea nu este. Bine, noi urmărim... Internetul grăiește, de regulă, sâmbătă dimineața. Dichi Roz, podcastul urmărim activ. Băieții fac treabă bună. Bine, unul noapte mă urmăresc din când în când. Nota 2 nu zic, pentru că eu nu mai privesc a doua oară după montaj. Formiți naf. Mă rog, oamenii, din păcate, înțeleg nu ca fiind o chestie de aroganță, că ce, că tu, că nu ești, că... De ce eu trebuie să fiu pe placul cuiva sau... Nu vreau să fac anumite chestii. De ce trebuie să fiu contabilizat pentru o decizie pe care eu, pentru viața mea, pentru activitatea mea și tot așa? Până la urmă, eu mi-asum. Cine are de câștigat asta? Eu ori tu. Până la urmă, tine nu trebuie să te interesezi ce se întâmplă cu mine. Da, înțeleg, familia, oamenii apropiați. Evident că ei au acel credit de încredere care nu poate fi neglijat. Dar el nu este acolo bătut în țeni. Pentru că noi ne naștem și murim singuri, indiferent de ce vrem noi și cum vrem noi. Da, limitele personale oricum ți le stabilești. Eu cred că ele, din decursul vieții, ele își schimbă un pic parametrii. Pentru că obții experiențe care îți deschide niște orizonturi.
Și orizonturile astea, dacă ai înțelepciunea necesară să le descoperi, să le descoperi într-o manieră care să-ți aducă satisfacții mai mult decât altceva, atunci asta e un lucru care se merită. Adică nu, iarăși, nici nu înțeleg pe oamenii care sunt super închiși, cumva ca niște aricei care, da, s-au închis și cam cu asta e tot. Dar probabil există și experiența asta că ei nu au avut posibilitatea fiind să comunice la rândul lor sau la timpul lor cu cineva care să le ofere această încredere. Pentru că așa sau altfel, comunicarea de fapt este cheia tuturor activităților care ne înconjoară. Prin comunicare putem rezolva conflicte și de fapt putem exista și coexista. De cele mai multe ori a fost o comunicare constructivă, în ideea în care se explica foarte clar la momentul potrivit de ce ar fi bine să se întâmple anumite lucruri și niciodată n-a fost acel nu, pentru că pur și simplu nu. Acele limite despre care îți povesteam, că Finlanda oferă acea libertate de a greșe. Și lași lucrurile au făcut și părinții. Bine, cumva eu nu-mi permit să zic tot ce cred, pentru că nu mi se pare normal. Evident că trebuie să existe un anumit filtru de comunicare cu oamenii care te înconjoară. Evident că persoanelor apropiate poți să le spui niște lucruri un pic ușor mai direct, pentru că tu pornești la premisa că tu nu vrei să-i superi, tu vrei pur și simplu să... Da, adică să rezolvi situația cât de repede posibil ca să nu existe consecințe pe termen lung. Adică tu nu vrei să existe o morcirlă. Deja bine, pe partea profesională, evident că există niște reguli de comunicare, dar eu mi-am dat seama că pe mine așa de mult mă obosește comunicarea asta super diplomatică, inutilă, în care tu șezi și pierzi timpul cu formularea unei întrebări pe când tot e foarte clar. Băi, 1, 2 sau 3. Punct. Nu că am vrea să vă aducem la cunoștință, dar cum ar... Mai scurt, sunt niște vine, dar asta iarăși, asta nu înseamnă că noi trebuie să fim bădărani în momentul în care comunicăm cu alții. Dar eu cred că multe lucruri ar putea să fie așa de ușor simplificate și fără... Ca nu cumva să supăr pe cineva, iarăși, și premiză, tu vrei să avem o lucrare constructivă, ori te interesează să comunicăm 4 zile pe mail, ca până la urmă să ajungem într-un punct în care putem să ajungem din primele 10 minute. Întrebare, tu, de exemplu, cu ce scop te adresezi acestei persoane? Dacă tu vrei să o ajuți, o spui, mă poți ajuta sau mă puteți ajuta, nu neapărat să zici, aduc veșnice plecăciuni înălțimii voastre, ca să ce, pentru ce, adică care-i scop? Tot așa ca și cu clienții, adică până la urmă, ce contează este rezultatul. Clientul vrea un rezultat pe cât de bun posibil, pe cât îl poți oferi. Și mie mi se pare într-atât de inutil să pierzi energie comunicând. Eu dacă aș vrea să cineva să comunică, aș comunica cu persoanele apropiate. La nivel de, hai și-o înscrie texte, romane și tot așa. Clientul mie mi se pare că aici trebuie să fie foarte laconic. Scurt, clar la obiect, care este scopul și foarte des, din păcate, oamenii nu cunosc ce vor. Și atât această necunoaștere a ceea ce vrei și acum ar trebui să arăte rezultatul, iată, creează aceste, hai, e ca așa, Iana, să discutăm, ca să vedem, ca să... Cumva ei transpun procesul lor de gândire în a discuta cu tine. Și poate, pe parcurs, să-l cam își dea seama. De asta și nu-mi plac ședințe. Urăsc ședințe. Mie mi se pare ele extrem de inutile, hai să zicem, 80% din ele. Avem subiect, avem, mă rog, ce se cere de la această ședință? Care este problema? Care sunt soluțiile? Care sunt pașii? Punct. Adică eu nu mă consider o persoană introvertită. Eu, pur și simplu, nu zic și ei și aș vrea să zic foarte des, numai ca să nu supăr oameni. Chiar dacă lucrurile pe care le-aș spune, cel mai probabil ar fi adevărate. Că eu nu mă arunc cu cuvinte de drag aruncatul cuvintelor. Adică mie asta mi se pare irosire de energie și de... Oamenii cumva confundă sinceritatea cu adevărul, dar încerc să explic că omul care zice că eu ți-ai sincer, îți spun, nu-i super mult încredere. Și asta nu neapărat înseamnă că este adevărul. Știi ce zic? Și anume, ca să nu zic omului pe bune care este adevărul, eu prefer nici sincer să nu fiu și nici nu să nu-i zic nic. Adică, ok, atât.
cu oamenii care m-au convins că ei cu adevărat țin la mine, fără ca să trebuiască să le ofer ceva în schimb. Chiar dacă asta de la sine presupune cel puțin schimbul de energie, asta da. Dar asta s-a contabilizat și s-a catalizat în timp. Și eu cred că o mână mi-ajunge să numesc oamenii care oricând, la orice oră, a zilei, a nopții, nu contează, eu am satisfacție maximă din comunicare și, de fapt, din prezența lor. Nici nu neapărat să comunicăm, dar să fim unul alături de celălalt este mai mult decât suficient. Tu și fiecare om care interacționezi, tu pornești la premiza că omul ăsta o să mi ofere ceea ce eu am nevoie și dacă nu o să mi ofere, o să mă dezamăgesc și atunci care-i sensul? Adică pornește de la premiza că omul nu este obligat să-ți ofere nimic, niciodată, nici când, sub nicio formă, sub niciun mod. Și dacă el din contra îți oferă, atunci e ok, eu n-am avut așteptări de la acest om, dar el mi-a oferit. Hai să vedem ce va fi mai departe. Nu pornești de la premiza că ușa să începi să urle într-o cameră cu vacuum. Adică evident că tu te aștepți că va fi un tipă, efectul, știi, cauză-efect. Dar nici să-ți dai prea mare, adică nici să te bagi în extrema cealaltă, că oamenii ți-i obligați, nu sunt obligați și până la urmă îți construiești comunicarea, viața, cel puțin eu așa mi-o construiesc și mă simt, deocamdată mă simt bine. Probabil pe parcurs să-mi schimb anumite concepte, dar eu nu pornesc de la premiza că cineva trebuie să-mi ofere ceva. N-am idee, dar cel puțin în cazul meu se manifestă printr-o liniște foarte plăcută. Nu liniște de singurătate, dar liniște plăcută în care tu știi că gândurile își găsesc ordinea pe policioare. Când nu stai să inventezi nu știu ce fel de scenarii care e neclar dacă ele de fapt trebuiesc și nici nu pornești acest generator de gânduri, adică tu, pentru tine totul e clar. Adică tu ajungi și la tine tot e clar, de la A și până la Z. Dar trebuie să trântești ușa, e ca asta e întrebare. E așa se manifestă. Probabil la cineva se manifestă în modul ăsta, la mine nu. La mine, în contra, cât e mai calm, cu atât e mai bine. Cumva dragostea absolută sau modul în care îți manifesti dragostea absolută cu siguranță nu se manifestă prin a striga în gura mare tuturor că cineva mă iubește orică. Nu. Asta e prin modul în care omul de lângă tine sau oamenii de lângă tine sunt cu tine. Adică nu neapărat trebuie să spui unui om pe care îl iubești, că îl iubești, că la asta se înțeleagă. Asta pur și simplu se simte. Eu am să încerc să ți-l explic așa cum l-am simțit eu și cel mai probabil l-a simțit ea. Noi când am început să comunicăm, noi ne-am dat seama că noi nu trebuie să ne vorbim ca să înțelegem despre ce vorbim. Asta suntem și până acum, că eu vorbesc cu gândurile ei și ea vorbește cu gândurile mele și asta pur și simplu se întâmplă și noi ne enervăm că ieși din capul meu, că asta nu-i normal. Ea e un om foarte devotat tuturor activităților pe care ea le face. Și acest lucru îl vezi foarte rar și ea se dedică pe bune, trup și suflet. Nu există doar trup sau doar suflet. Și eu încerc o lecuțic să o trag în jos și spun, nu te implica atât de mult emoțional în anumite chestii care nu țin de tine. Și mai ales în care sunt implicate și alte persoane care cel mai probabil s-ar putea să nu se dedice atât de mult ca și tine și rezultatul să nu fie cel pe care îl aștepți. Și la final să apară frustrarea. Asta e un fapt interesant, de atât. Mie, cumva, mie nu-mi place să fac cadouri. Nu știu de ce, dar pentru mine asta mereu a fost un chin. Dar iată anul ăsta, noi cu Elinca am făcut cadouri oamenilor. Multora. Adică, este prima dată când eu de Crăciun, eu m-am dus cu dânsa. Hai să căutăm cadouri pentru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neașteptând acel feedback despre care eu ți-ți spuneam, știi, cu bumerangul. Deloc, adică noi am pornit la premisa că noi pur și simplu vrem să facem cadou și să ne bucurăm din bucuria oamenilor și asta s-a întâmplat. Și iată, eu în premieră am înțeles ce înseamnă satisfacția în a face pe cineva fericit cu atenție. Și e acolo, adică eu o simt acolo, lângă mine, oricând, oriunde și sunt recunoscător pentru ceea ce face și eu simt că asta nu e regizat, știi? Asta vine pur și simplu din felul ei de a fi și din modul ei de a fi și asta e frumos. Eu
Niciodată n-am fost adeptul extremităților, indiferent de domeniu. Lucru până la epuizare, odihnă până la epuizare, dragoste până la epuizare, nu, niciodată. Eu îmi dau seama că în momentul în care eu am să ajung într-o extremă, probabil se crape pe undeva ceva. Mie mereu mi-a fost foarte greu să-mi dau seama ce înseamnă bunătate și ce înseamnă a fi un om bun și ce înseamnă a fi un om rău. Evident că există niște norme general, uman, valabile pentru a identifica ce acțiune este bună, ce acțiune este rea. Dar aceste norme tot au fost create de oameni și tot s-au păstrat de anumite rigori, parametri și tot așa. Și iată, mie îmi vine greu să-mi dau seama exact dacă aceste rigori până la urmă sunt bune sau sunt rele. Dar atâta timp cât ele lucrează, înseamnă că sunt suficiente. Păi asta e întrebarea, că vezi că oamenii nu știu să-și impună limite. Și asta e valabil pentru societatea noastră 100%. Toți bat cu pumnul în piept că vor libertate și lor le pare că libertatea asta e utopie. Sau cealaltă extremă. Și e cam complicat să le explici, de fapt, cum poți să ai toată libertatea, dar în același timp această libertate tot se încadrează în anumite limite, care să nu provoace un fel de efect de bulgar de zăpadă, care la un moment dat ajunge să fie o avalanșă. Adică e cam complicat să descoperi și să ne duci acest echilibru interior, pentru că este strict echilibru interior. Și nu știu ce fel de educație și cum trebuie promovat ca acest echilibru să fie dezvoltat. Eu nu știu dacă pot să dau o definiție completă cine sunt, dar cu siguranță știu ceea ce nu-mi place și știu ceea ce îmi place. Și dacă din suma acestor plăceri și neplăceri creează rezultatul cine sunt eu, atunci probabil că da. Acum sunt în punctul în care creez cumva fundamentul experiențelor mele din învățare în aplicarea în practică. Adică eu am investit câțiva ani în a studia anumite lucruri și acum sunt în punctul în care eu mă manifest cu skill-urile pe care le-am însușit de-a lungul anilor și îmi dau seama că mi-a mai rămas o licuțică de timp ca să ajung în punctul maxim care aș putea eu să-l ajung. Adică, da, profesional vorbind, da. Și de asta, revenind la niște subiecte discutate cu tine, că eu îmi dau seama că anumite lucruri nu pot dura la nesfârșit. Și există timp potrivit de a face anumite lucruri și dacă tu înlocuiești asta cu alte activități, există riscul să regreți la un moment dat că la timpul potrivit n-ai făcut lucrurile potrivite sau, din contra, ai făcut altceva decât ar fi trebuit să faci. Și o lecuță că mă tem de treaba asta. Că foarte mulți, de exemplu, mă întrebau de ce tu nu updatezi pagina ta de Instagram? Sau de ce tu nu ești activ pe rețelele de socializare? De ce nu ești? Dar când eu asta să fac? Când ajung acasă? Eu acasă vreau să mă bucur de mine și de persoana de alături. În timpul zilei, eu dacă m-aș ocupa de Instagram, eu n-aș face restul lucrurilor. Adică eu îmi dau seama că energia mea nu este îndreptată spre mine, dar vine de la mine către altceva și se canonizează și se în alte rezultate. Eu îmi dau seama că la un moment dat am să ajung în punctul în care am strag liniștea să-mi dau seama că eu, pentru mine, nu am ce arăta. Dar pot să arăt prin prisma altora sau la altceva. Asta pur și simplu a schimbat un pic ușor registrul în care eu m-am împăcat cu mine însumi. Pentru că dacă îi să fac un soi de trecere în revistă a activității mele artistice, să zic așa, în momentul în care eu m-am implicat în comercial, atunci s-a terminat partea de portofoliu, partea de expoziții, partea de fotografie artistică și tot așa. Pentru că mi-am dat seama că dacă am să alimentez, între ghilimele, orgoliu de a fi artist cu orice preț, s-ar putea să ajung în punctul în care eu să nu am confortul material de zi cu zi. Adică să am doar confort emoțional și doar confort artistic, profesional. Artistic. Da, și dacă ai norocul, de exemplu, la un moment dat să fii susținut, inclusiv financiar, să fii reprezentat de vreo galerie de artă, de vreo muzeu, de cineva care
cumva să scoat de pe umerii tăi problema întreținere și tot așa, atunci da, tu poți să te bucuri de procesul de creație. Și eu nu puteam să fiu orb, știi, și să trăiesc cu impresia, ei, că la un moment dat, nu, asta nu este. Noi centri de artă nu avem, bine, în ultimii ani nu mai apărut, dar pe bunii care, știi, să sponsorizeze, să... Nu am prea auzit eu de așa ceva la noi. În România mai sunt, dar și iarăși acolo foarte condiționat. Eu cel puțin cu Ilinca chiar vorbeam zilele trecute și nu știu ce era, nervos, că e că nu reușești să facă anumite chestii. Și zic, Ilinca, eu de când am conștientizat un lucru, mi-e așa de ușor să trăiesc. Și zic, care? Și zic, de fiecare dată când crezi că ai făcut un lucru bun sau ai făcut bine un lucru, există un chinez care știe să facă asta de 100 de ori mai bine ca tine. Și asta este realitatea. Dar în același timp nu trebuie lăsat mâinile în jos, trebuie să fii perseverent inclusiv pentru iarăși, publicul tău, pentru oamenii cu care colaborezi, tu să fii împăcat cu tine, da. E că imaginează-ți că eu anul trecut, sau bine, 2 ani urmă, eu foarte tare vreau să-mi fac podcastul meu, foarte tare. Și era tot pregătit, adică identitate, tot, eu nu l-am făcut. Pentru că eu m-am dedicat altor podcasturi. Știi? Eu m-am manifestat că eu am vrut. Nu e al meu. Adică nu pot să ne-l pun nici acolo că iată, eu asta am făcut, asta e meu, mi-mi place, eu căifuiez din asta, maxim. Asta s-a manifestat, dar indirect. Și asta desori se întâmplă în viață. Și nu zic că este un lucru rău. Asta este o decizie pe care mi-am asumat-o și un lucru de care eu mă bucur pentru că rezultatele mie îmi plac, dar parcă am impresia că nu sunt rezultatele mele în totalitate. Bine, eu nu cred că toți oamenii trebuie să fie pe cap de afiș. Oricum, cel mai des, persoanele din tehnic sunt doar niște nume și prenume în titre. Da. La un moment dat credeam că mă tem de singurătate până n-am confruntat cumva sentimentul ăsta. L-am transformat într-un proiect artistic. Cumva am încercat să transform sentimentul de singurătate prin limbajul corpului și prin forme geometrice. Și este am un proiect din două fotografii, se numește Binom. Da, și mi-am dat seama că, de fapt, singurătatea nu este un lucru într-atât de... Nu neapărat că e un lucru rău sau bun, iarăși, e un lucru care ne caracterizează și ar fi foarte prostește să ne facem orbi că el nu există. Și în același timp ar fi foarte greșit să ne temem de dânsul ca de nu știu ce. Și odată n-am încercat să ajung, știi, în punctul acela în care să fiu super fericit sau super trist sau super împlinit. Și eu cred că nu știu dacă aș alege vreo zi anume. Pentru că eu mă tem că eu nu le-am. Nu știu dacă aș repeta aceeași zi din nou și din nou. Pentru că îmi dau seama că au venit și bune și rele cu acea zi. Și mă tem că dacă aș vrea să retrăiesc o zi anume, s-ar putea să pierd anumite lucruri din ceea ce urmează. N-am așa zi, cred. Adică nu, eu nu-mi dau seama pentru că eu deși tu să arăt în calendar ziua care aș repeta-o, n-am. Poate asta nu se vede pe față. Nu, eu sunt super fericit. Eu tare mă bucur de lucrurile care se întâmplă cu mine. Nu, eu n-am să fiu genul de om care am să interzic ceva cuiva. Dar eu sunt și foarte sarcastic și ironic, inclusiv cu nepoții sau cu... Adică eu să-mi permit să fiu eu și am să fiu... Cred că am să fiu un bunic vesel. De 80 de ani e puțin. E că 180, e că acolo e interesant. Eu presupun că există anumite reacții pe care tu nu le poți controla. Adică tu le antrenezi în timp în cazul în care tu ești supus acelor, nu știu, factori externi. Dar eu nu cred că te ajută gândul că te temi de moarte. Te temi și mai departe și... Ce faci cu asta? Că te temi. Îmbli tremurat toată viața, că nu cumva, nu. Este un lucru trist, nu neg. Nu ca și cum moartea ar fi cel mai frumos lucru. Dar poate este, asta e problema, când nu poți explica ce se întâmplă. Și nici nu cred că e cazul să cauți ce se întâmplă după. Sănătos să creezi. Este nesănătos să impui altuia să creadă. Și fiecare este liber să aleagă în ce vrea să creadă și cum vrea să creadă.
Visul meu e să eu și cei care mă înconjoară, ei să fie împliniți de ceea ce le se întâmplă, indiferent de ce le se întâmplă. Orice experiență pe care o trăiesc, să le aduc bine, satisfacție este mult zis, că nu poate orice să-ți aducă satisfacție, dar cel puțin să nu le creeze disconfort, da. La nivel fizic, eu vreau să am un studio al meu, în care să mă pot manifesta așa cum cred eu că este bine și să am parte de oameni care să fie într-o echipă cu mine. Să nu fie atitudinea asta de eu te plătesc, tu ești obligat. Nu. Toate proiectele în obligație, ele n-ajung la un bun sfârșit.